La alcătuirea topului au fost luate în calcul nu doar popularitatea actuală a destinațiilor, ci și potențialul de dezvoltare al acestui segment de turism bazat pe ieșirile în natură sau pe exploatarea diferitelor culturi. Pentru calcularea punctajului țărilor analizate s-a avut în vedere și siguranța, resursele naturale, resursele necesare activităților de aventură, infrastructura și resursele culturale. Primele trei locuri în categoria țărilor în curs de dezvoltare au fost ocupate de Israel, Slovacia și Chile. La categoria țărilor dezvoltate, Elveția, Islanda și Noua Zeelandă au ocupat primele trei locuri. Oficialii Organizației Mondiale a Turismului au preconizat că România și-ar putea dubla numărul de turiști străini în următorii 2-3 ani, dacă va continua să se concentreze pe promovarea muntelui, a deltei, a mănăstirilor și a vieții la țară.